Bună ziua la o nouă emisiune, Ora de Risc, o emisiune difuzată de aici, de la Cazinoul din Sinaia, cu ocazia FIAR 2012. S-a încheiat o zi a brokerilor, o zi a pensiilor private și, desigur, încercăm să tragem o concluzie împreună cu invitații emisiunii noastre de astăzi. Avem în studioul Xprim TV pe domnul Octavian Tatomirescu, director general Campion Broker. Bună ziua, domnule Tatomirescu, bine ați venit. Domnul Radu Manoliu, director general adjunct Credit Europe Asigurări. Bună ziua, domnule Manoliu. Și pe domnul Alexandru Apostol, director general Maxigo Broker de Asigurare. Bună ziua, domnule Apostol. Bine v-am găsit. Vă propun să începem cu invitatul nostru, reprezentantul unei companii de asigurare. Este primul studio emisiunii noastre de astăzi, pentru că am avut foarte mulți brokeri de asigurare sau reprezentanți ai brokerilor. Domnule Manoliu, cum ați văzut această zi cu discuții interesante? Ce v-a atras atenția? Care au fost temele pe care le considerați esențiale pentru astăzi? Aș începe precizând faptul că este o onoare să mă aflu alături de doi domni atât de distinși din piață, care au realizat lucruri într-adevăr deosebite. Și este chiar o onoare pentru mine să îmi acordați întâietate în privința asta, pentru că îi respect foarte mult pe dumnealor. În ceea ce privește ziua brokerilor de astăzi, îi zice că suntem abia la jumătate și am trecut de partea formală, însă ea va continua până mult după miezul nopții și ar trebui să veniți să-i vedeți pe brokeri și într-un cadru și mult mai relaxat. O să văd cum colaborați cu deși și în cadrul acela mai relaxat cu brokerii. Sigur, și trebuie cu să veniți neapărat, pentru că acolo la cocktailul After Hours relațiile dintre noi asiguratori și brokeri transced un pic sfera limitărilor impuse de cadrul acesta mai formal al conferinței. E adevărat. Probabil că acesta e și motivul pentru care compania pe care o reprezentați chiar oferă, nu, acel cocktail, altfel care se îmbină plăcutul cu utilul, nu, dacă e să discutăm așa mai lejer, nu? Sigur că da. Bun. N-aș vrea însă să insist pe intrăm, acest subiect. Nu, să intrăm pe temele zilei. Am văzut că au fost discuții legate de preție. Deja e o veche temă a pieței de asigurări. Până unde se duce prețul în jos, până unde poate să scadă, care sunt riscurile eventual. Am văzut că s-a discutat despre normele legale, despre îmbunătățirea acestor norme, despre vânzări online și despre sistemele web. Haideți, v-aș ruga, domnule Manoliu, totuși să discutăm un pic despre, să plecăm de la preț. Până unde merge prețul în jos, în piață? Cred că prețul merge până acolo, până unde permite piața, și aici mă refer în ultimă instanță la asiguratori. S-a accentuat destul de mult în cadrul conferinței faptul că există mulți brokeri axați aproape exclusiv pe preț. Însă, așa cum am precizat și în cadrul conferinței, cred că în cele din urmă totul se rezumă la faptul că există asiguratori dispuși să meargă atât de jos, exact până la nivelul la care le este solicitat, trecând de multe ori pragul dintre profitabilitate scăzută și pierdere certă. Din acest motiv, cred că ar trebui să conlucrăm împreună și să fie un soi de gentleman's agreement mai întâi la nivelul asiguratorilor, iar apoi să avem pretenții de la brokeri să explice mult mai bine asiguraților că printr-un preț excesiv de scăzut vor determina în cele din urmă pentru piața de asigurări în ansamblu o scădere a nivelului calitativ în ceea ce privește despăgubirile. Evident că sunt doar câteva cazuri severe în piață în privința aceasta, dar dacă lucrurile vor continua multă vreme... S-ar putea să avem mai multe cazuri, nu? Da, este posibil să se multiplice cazurile de acest gen. Domnule Apostol, cum priviți brokerii care dau prețul în jos, mă rog, sau trag prețul în jos, care era expresia folosită? Sigur, întrebarea aceeași, până la ce limită poți să te duci cu prețul jos?
Cred că avem și o imagine un pic distorsionată asupra expresiei prețul mic. Eu am declarat acum, în cadrul conferinței, toată lumea, peste tot, clienții doresc un preț mic. Mm-hmm. Și indiferent de marfă. Și indiferent de marfă, sigur că da. Foarte bună precizarea, da? Deci nu numai în România, clientul român caută o marfă. Hai să ne întoarcem la asigurări. O asigurare ieftină, în aceleași condiții. Deci, e o problemă falsă. Problema este până unde cobori prețul, astfel încât să respecti tot ceea ce înseamnă condiții contractuale. Despăgubiri, costuri fixe, etc., etc., da? Deci, la noi, într-adevăr, se merge pe un drum puțin pe lângă cel firesc, în sensul că aspectul comercial prevalează asupra aspectului tehnic. Da? Datorită multor factori, da? Dorința de a avea o cotă de piață, etc., etc. Nevoia de cash. Da? Însă e cazul, cred, după atâția ani de zile, să se ajungă la o anumită deontologie care să imprime, de fapt, încredere până la urmă în noțiunea de asigurare clientului final asigurat. E interesant. Avem două intervenții. Domnul Manoliu vorbește despre un gentleman agreement, eventual între companii de asigurări. Domnul Apostol vorbește despre o anumită deontologie în acest raport între companiile, broker sau companiile de asigurare. Domnule Tatobinescu, dumneavoastră, cum vedeți această relație, până la urmă, între preț, clienți, sigur, și compania de asigurări, companiile cu care lucrați? Subscriu la tot ceea ce au spus invitații dumneavoastră astăzi. Dar trebuie să avem în vedere și necesitățile pieței. Adaptarea asigurătorilor către ceea ce se cere pe piață, conform filozofiei de dezvoltare a fiecărui asigurător. Dar nu cu orice risc, ci prudențial, după părerea mea, chiar dacă se vede foarte clar necesitatea cash flow-ului la societățile de asigurare, datorită condițiilor socioeconomice pe care le trăim. Ca atare, cred că trebuie să fie un efort comun în a găsi soluții optime, astfel încât Comisia de Supraveghere, societățile de asigurare, intermediarii, să răspundă și necesităților pieței, a ceea ce își dorește clientul, dar să nu uităm că totuși piața nu este formată decât numai din oameni sau clienți care doresc preț mic. Și atunci, cred că... Care sunt riscurile unui preț mic? Haideți să le mai spunem o dată. Le-am mai spus, dar e bine să le repetăm. Din punctul de vedere al clientului, la el mă refer. Deci, sigur că un client care se poate duce numai după un preț mic, are niște... își asumă niște riscuri, nu? Să le spunem, poate. Da. În primul rând, este serviciul pe care nu-l mai primește din partea asigurătorului în cazul... Riscă să nu primească acel serviciu. Serviciul de rezolvare a daunei pe care o are. Și aici, foarte atent, trebuie să mergem pe zona casco, nu ne referim numai la zona de RCA. Pentru că prețurile au început să scadă foarte mult și pe zona casco, nu numai pe ceea ce cere piața în domeniul RCA-ului. Și atunci, cred că punctul de pornire în a educa piața în ceea ce își dorește să primească, ca și servicii, să plece de la aceste asigurări facultative, de tip casco și cele de tip property. După care sunt convins că vor conștientiza necesitatea serviciilor de calitate din partea asigurătorilor în zona de daunalitate. Da, mulțumesc pentru a închide, să spunem, acest cerc. L-aș ruga pe domnul Manoliu să ne spune dacă vede vreo soluție sau vreo soluție concretă la această temă. Nu putem da o reglementare, nu? Nu putem merge pe lege sau cum? Pentru că aici am discutat mai mult despre, iată, domnul Tatovinescu vorbea despre informarea clienților, despre înțelegerea pieței, despre înțelegerea riscurilor. Cam acestea sunt soluțiile în jurul cărora ne învârtim. Evident, vedeți și altele? Evident că nu putem merge pe o legiferare. Simplu fapt de stabilire
simpla dorință de stabilire a unui nivel de preț. E antieconomic. E antieconomică și sună a situație de oligopol sau a cartel. Nu la asta mă refeream, ci... Sigur. De exemplu, la tarifarea pe baze actuariale. Spre deosebire de anii trecuți, este adevărat că tot mai multe companii de asigurare au început să segmenteze din ce în ce mai bine, mai ales pe partea de casco, profilul, în funcție de profilul clienților, să coteze diferit în funcție de ocupația clientului sau de domeniul de activitate, în cazul persoanelor juridice, în funcție de experiența în condus, în funcție de mediul în care conduce de obicei. Noi am fost încă de la început adepții tarifării pe baze actuariale și nouă ne-a mers bine întotdeauna, pe ansamblu. În fiecare an am avut profit de la înființare și până acum. Dar am observat de foarte multe ori că în mediul, în piața auto în special, chiar și pe casco, nu doar pe cea, a fost de multe ori un adevărat război al prețurilor în care nimic nu a mai contat. Totul, toate conta bazele, încasarea și cota de piață tehnice, da, au căzut și tot ce s-a urmărit a fost acumularea rapidă de cotă de piață. Dar la un moment dat nu se vede lucrul acesta în profitabilitatea unei companii de asigurări, la ele ne referim, nu? Se va vedea, nu? Dar până acum, până în urmă cu 2-3 ani, profitabilitatea nu era unul dintre aspectele principale avute în vedere de majoritatea asigurării. Nu erau țintele importante, nu? Ale, da, încă era perioada în care erau diverse achiziții de asiguratori din străinătate, mă refer la partea de investitori, piața era urmărită și era o luptă acerbă pentru cotă de piață. Lucrurile nu mai stau de mult așa și cred că normalitatea ar trebui în momentul de față să însemne tarifarea pe baze corecte, tehnice, actuariale și segmentarea mai bună a clienților. E limpede, așadar propun să oprim aici, să zicem, această primă temă a emisiunii noastre, pentru că argumentele pe care le-ați adus sunt destul de clare, de la, se spunea, un cod deontologic până la un gentleman agreement și iată acum ajungem la zona de profitabilitate și probabil că acolo e cel mai dureros pentru toate companiile. Am să rog pe domnul Apostol să aducă în discuție acum o altă temă importantă a zilei și anume pregătirea profesională. Se discută de un an și jumătate, dacă nu chiar mai bine, despre acest lucru. S-au clarificat acum problemele, începeți pregătirea profesională, cum e? Sunteți mulțumit, nu sunteți mulțumit de aceste norme? Pentru că au fost vii discuții legate de această temă. Dacă vreți, facem un scurt istoric. Vă rog, vă rog. Iunie 2010 au venit pentru prima dată normele Comisiei de Supraveghere privind pregătirea profesională a intermediarilor. Cu o săptămână înainte de forumul de anul trecut au venit modificările la acele norme care de fapt nu erau încă puse în aplicare. De la 1 septembrie anul trecut normele se aplică, iar acum deja asistăm, acum 3 zile, la modificărilor normelor. De data aceasta însă ele au fost chiar necesare. Dacă anul trecut nu au fost necesare, acum au fost necesare pentru a repara anumite erori făcute prin modificările de anul trecut. Deci procesul a început. Ca orice proces, este un proces complex și destul de nevoios. Și pentru a se pune ordine în piață și în lucrările conferinței, eu chiar am salutat deschiderea la dialog a Comisiei de Supraveghere. Deci noua conducere a Comisiei de Supraveghere alocă foarte mult timp dialogului cu uniunile profesionale. Ceea ce nu este puțin lucru, pentru că până la urmă noi trebuie avut și punctul de vedere, nu? Sigur că da. Deci autoritatea reglementează, supraveghează și controlează. Dar pe cine supraveghează și controlează? Actorii importanți din piață, corect. Asigurătorii și intermediarii, care de fapt și de drept se întâlnesc în permanență cu cei care doresc servicii. Sunt bune normele actuale, modificările? Adică vreau să întreb așa, sunt costisitoare pentru firma pe care o conduceți? Că ajungem și la bani aici. Ajungem și la bani. Tocmai de aia spun că modificările făcute anul trecut față de normele inițiale
au dus la niște taxe foarte mari. Aceste norme de acum, modificările apărute de acum 3 zile, reglementează în mod concret cine va schimba și cum va schimba, la cât timp, cu ce ciclicitate, aceste taxe. N-au apărut noile taxe, dar toate discuțiile din partea tuturor actorilor din piață sunt că aceste taxe trebuie să scadă, pentru că de altfel vedem foarte clar de la 1 septembrie și până astăzi că au dat examen pentru a intra pe piața acestei activități de intermediere în asigurări undeva la 700 de oameni. 700 de oameni în toată piața asigurărilor, în toată România, de la 1 septembrie și până luna aceasta. Foarte puțin, vreți să spuneți, nu? Extrem de puțin. Deci se eludează până la urmă? Sau, mă rog, pe vremuri cam 200 de oameni intrau la o societate de asigurare mare pe lună. Vă dați seama. Deci se găsesc formule de a se... Da? Da. A, deci trebuie să găsim împreună, da? Să reglementăm astfel încât să fie un sistem permisiv, bine direcționat. Și eu aș spune și eficient, adică să-și facă treaba. Și eficient, pentru că dorința noastră a tuturor este ca, la data de 1 octombrie 2013, când ar trece prima etapă, să avem de altfel un număr de oameni pregătiți, că ăsta este interesul tuturor, să avem un minim de pregătire pe care să-l aibă orice om care accesează piața asta. Cum vedeți, domnule Tatomirescu, această chestiune a pregătirii profesionale? Domnul Apostol a prezentat-o așa foarte concret, dacă avem să adăugăm și alte date. Da, eu am găsit o soluție. Cu ceva timp în urmă ne-am adaptat noi tehnologii care ne cuprinde pe toți în orice domeniu. Tehnologia informației. Tehnologia informației, informatică. Aici și nu numai în partea de informație tehnologică de tip multimedia, dar și în partea de comunicare sincronă și asincronă. Bun, la ce vă referiți concret? Că poate concret, dați o idee sau dați un exemplu în piață și poate fac și alții... Da, suntem probabil un exemplu, sau am fost un exemplu, așa, pentru că au apărut și alte companii de tipul nostru, care și-au creat propria firmă de pregătire profesională a forței de vânzare, având în vedere că noi, brokerii de tip MLM, gen Maxigo, Campion, Destina, au o forță de vânzare destul de mare, fiind foarte greu să pregătești. Am cât de mare acum, ca să aveți o estimare în acest moment? Noi avem 5.000 de colaboratori cu contract de mandat la ora asta și erau foarte greu să pregătești după metodele, să le numesc tradiționale, tablă, cretă, flipchart și așa mai departe, cu trainerii pe care să-i plătești pentru training-urile pe care le țin, săli de curs conform normelor, comisie de supraveghere și așa mai departe. Noi am dezvoltat o platformă de tip e-learning, avizată și aprobată de Comisia de Supraveghere. Și atunci am scăzut costurile per colaborator. Am adus noul în procesul de învățământ în domeniu. Colaboratorii pot accesa platforma de acasă. Automat, timpul petrecut pe care îl petreceau, să spunem, într-o sală de curs, însemna ieșirea din producția de vânzare a asigurărilor. Așa clar, pot face această instruire de acasă, se duce într-un acasă, moment de... El se duce acasă, intră cu o parolă pe platformă, automat în timpul său, da, pe care și alocă timp... în afara timpului de vânzare, propriu zisă. În momentul cât, care de, terminat... cât de răspândită e această formulă, această metodă, domnule Apostol? O aveți dumneavoastră? Nu știu, vă întreb. Sau... Cred că sunt vreo 10 platforme până acum autorizate, cam așa. Noi am făcut-o și noi este gata, numai că n-am lansat-o. O să o lansați probabil foarte curând. Așteptam scăderea taxelor de la Comisia de Supraveghere. Am înțeles. Bun, vreau să-l întreb pe domnul Manoliu, pentru că dacă am înțeles bine astăzi, domnul Andriescu a anunțat că va scăpa de niște costuri cu pregătirea profesională pe dumneavoastră, pe asigurător, sau vă va scăpa, nu știu. Care, din acest punct de vedere, o companie de asigurare, cam cum privește lucrurile privind pregătirea profesională și care este experiența dumneavoastră din acest an și jumătate despre care vorbea domnul Apostol? În cazul nostru, lucrurile sunt un pic mai relaxate. Nu avem o structură extinsă de agenți de asigurare sau o structură
extinsă de personal propriu implicat în activitatea de vânzări. Deci nu ne facem mari probleme în privința costurilor. Evident, considerăm educarea forței de vânzări proprii și a agenților o prioritate absolută, dar n-aș vrea să vorbesc despre cazul nostru fiind mai puțin relevant din acest punct de vedere. Aș vrea să subliniez, să profit de prezența mea alături de cei doi distinși domni, să subliniez faptul că platforma aceasta de e-learning pe care a implementat-o Campion Broker este de apreciat și aceasta este direcția spre care trebuie să mergem. Mi-amintesc cu plăcere, în altă ordine de idei, că am apreciat încă de la început, după semnarea contractului, intranetul pe care îl dezvoltase domnul Apostol. Era un pic înaintea vremurilor, cu reguli bine stabilite, cu materiale de training încărcate pe intranet. Și este de apreciat că deja au ajuns la platformele proprii de e-learning. De ce spun asta? Pentru că, după cum sesizăm cu toții, brokerii de talia dumnealor au reușit să atragă în mare parte fostele rețele de vânzări directe sau de agenții ale asiguratorilor. Aceasta este o direcție normală spre care merge piața, pentru că în teritoriu ar trebui să vedem mai mulți reprezentanți ai brokerilor decât ai asiguratorilor. Și faptul că dumnealor se implică activ și sunt mai mult decât interesați în educarea adecvată acestui personal de vânzări care va reprezenta până la urmă baza pieței asigurărilor în ochii clientului, în ochii tuturor clienților, indiferent dacă sunt din mediul urban și mai ales rural, cred că este de o importanță covârșitoare și cu toții trebuie să sprijinim astfel de... De acord. Vreau să-l întreb pe domnul Tatomirescu dacă ne poate da așa o estimare cât a costat platforma ca investiție. Nu e un cost, e o investiție până la urmă. Puteți să estimați? Mai știu că e dificil de spus, dar vă dau una, întrebările punctuale. Costurile... Spuneți dacă e de ordinul a 10.000 de euro sau de, este de ordinul 100.000 de euro. Este de ordinul la ceea ce îți dorești cu adevărat să faci cu propria forță de vânzare. Mai puțin contează cât investești în astfel de platforme. Contează foarte mult ceea ce investești în oamenii pe care ai lângă tine și cu care dezvolți procesul de vânzare. Eu către aceste lucruri m-am îndreptat, scăderea costurilor per agent asistent în brokeraj. Mi-am dorit ca forța mea de vânzare să simtă cu adevărat ceea ce înseamnă interesul nostru față de ei, că nouă ne pasă de tot ceea ce înseamnă buzunarul lor, ca și politică de dezvoltare, ca și perspective alături de noi, da? Adaptarea către cerințele de înaltă tehnologie. Pentru că vorbim de tehnologie și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să dăm această concluzie legată de interacțiunea aceasta între companii de asigurări, între clienți și brokeri, prin prisma și prin filtrul tehnologiei. V-aș vrea să ne spuneți, domnule Tatomirescu, ce proiecte aveți sau cum gestionați acum aceste servicii de web, cum se numesc ele, dacă vreți să vă extindeți și vânzările pe online. Serviciile web, în concepția și filozofia de dezvoltare Campion Broker, au existat încă de la început. Suntem între primii broker care au deținut o platformă proprie și adresată cui? Și clienților și colaboratorilor interni. Și dezvoltarea unei relații cu societățile de asigurare pe acest sistem de implementare a produselor prin web service. Ceea ce a scăzut iarăși costurile colaboratorilor noștri, creșterea volumului de vânzări pe anumiți asigurători. Iar aici aș vrea să, pentru că toți suntem alături de Credit Europe și am primit suportul acesta al informației și al informaticii de la Credit Europe, doresc să mulțumesc în direct acestei companii și în mod special domnul Radu, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea acestor Mulțumesc. Priorități pe care le-am avut ca și companie. Domnul Apostol,
A zis ceva domnul Manoliu mai devreme despre intranetul celebru, era celebru la un moment. Ce priorități aveți acum? Sunt ceva ani de când am dezvoltat acel intranet. Funcționează și astăzi, este foarte util. O singură adăugare, o simplă adăugare la ce a spus domnul Manoliu. Noi ne-am asumat rolul ăsta de formatori și eu cred că în Maxigo peste 90% sunt oameni noi care nu au avut agențe cu asigurările, deci nu am preluat din rețelele agențiilor de asigurare ai companiilor de asigurări. Și vorbesc foarte serios acum, chiar dacă zâmbesc, trebuie să ne asumăm acest rol de formatori și de instruire și educare a populației României în acest spirit de nevoie de protecție și de cumpărarea polițelor de asigurare de diferite tipuri. Da? Veți merge și pe online? Aveți o rețea de puternică pe offline încât nu mai aveți nevoie de online. Cum vedeți acest lucru? Nu. Pe partea cealaltă, noi am dezvoltat platforma informatică pentru emiterea polițelor in-house, deci numai a noastră, și acum urmează să dăm drumul și la proiectul pentru online. De fapt, site-ul este făcut. Trebuie să stabilim cel puțin 3 lucruri prioritare care sunt importante pentru un astfel de domeniu. Termeni și condiții, partea juridică. 2. Modalitatea de plată și parteneri. Și felicit încă o dată, exprim pentru faptul că vine în a priori, ca așa, în întâmpinarea unei tendințe, exact aceasta este expresia, și a unei dorințe de dezvoltare a unor jucători din piață, da? Prin cei de la PU. Da? Și 3? Mai e și un 3? Mai era și un punct 3? Există și un 3, da? Deci operațiunile. Trebuie să stabilești regulile în interiorul companiei pentru a funcționa lucrurile cum trebuie. Emiterea poliției, încasarea, transmiterea poliției la client. Mulțumesc, domnule Radu Manoliu, un ultim cuvânt ca o concluzie, tot legată de diversificarea și de investițiile în zona serviciilor web. Cum vedeți această chestiune din punctul de vedere al companiei de asigurare pe care o reprezentați? Nu știu dacă vă este cunoscut dumneavoastră faptul că noi am început direct cu emitere online, fără tipizate de niciun fel. Noi am utilizat acest gen de mediu electronic încă de la început. Eram un exemplu singular în urmă cu 4 ani și ceva, din păcate. Din fericire, datorită impulsionării indirecte prin intermediul RCA-ului, piața întreagă, și mă refer la asiguratori, a ajuns la nivelul nostru, iar în unele cazuri chiar a avansat. Probabil dacă am fi menținut ritmul, la noi ar fi fost cu comandă vocală softul. Da, dar aveți niște surprize? Aveți niște surprize pe care le pregătiți pieței? Sau? Nu aș zice că avem niște surprize, sau dacă le-aș avea în vedere, nu aș putea să le divulg până nu ar fi aproape de realizare. Însă suntem pe deplin deschiși și noi am așteptat acest moment. Am apreciat faptul că nu doar brokerii de talie foarte mare din punct de vedere al rețelelor de distribuție au o apetență deosebită pentru serviciile web, pentru că în cazul dumnealor este o necesitate stringentă. Nu prea mai pot lucra bine altfel, dar recent, în urmă cu 2 săptămâni și jumătate, am participat la o conferință organizată de unul dintre providerii de platformă integrată pentru brokeri, și acolo am observat faptul că și brokerii de talie, sunt mai mulți brokeri de talie mai mici și chiar mic, din punct de vedere care își dezvoltă astfel de platformă, sunt mai mult decât interesați. Iar acolo este vorba despre o solicitare voluntară de implementare a serviciilor, adică ei ar putea să lucreze sau o bună perioadă de timp ar putea să descurce fără așa ceva, însă cu toții se sesizează direcția în care se îndreaptă piața. Mulțumesc! Iată, o să urmărim dezvoltările pe care le vor face aceste companii și invitații noștri în domeniul tehnologiei informației. Le mulțumesc domnilor Alexandru Apostol, Maxigo, broker de asigurare, domnului Radu Manoliu,
Credit Europe Asigurări și domnului Octavian Tatomirescu, director general Campion Broker. Sunt Constantin Rudițchi, vă invit foarte curând să urmăriți o nouă emisiune Ora de Risc pe Exprim TV, o emisiune moderată de această dată de colega noastră Daniela.